Salutare lume, așa cum v-am promis, iată și primul episod dintr-o miniserie cu orul de 50, mă rog, de 51 am făcut cu câteva minute, de 51 în V2. Mi-aș cerut mai multe episoade cu el, așa că o să încerc să postez mai multe episoade, avându-l în prim plan pe orul de 50, pentru că, bine, aș vrea să-l dezvolt puțin în perioada următoare și dacă o să am activitate pe el, de ce să nu încerc să și postez. În primul rând aș vrea să încep acest video prin a vă mulțumi, pentru că în ultima perioadă am observat o creștere destul de substanțială a canalului. Eu nu consult foarte des statisticile lui, dar am intrat din întâmplare ultima dată și chiar am rămas surprins plăcut. Cât au crescut statisticile, deci au crescut foarte mult și like-urile și vizionările și abonați, deci vă mulțumesc foarte mult, înseamnă că mi-apreciați munca și, după cum am spus și în trecut, mă motiva să continui. O să încerc să postez cât un videoclip pe zi, pentru că am văzut că există cerere și dacă există cerere și am și eu timp să filmez, am zis de ce nu. După cum vedeți, nu rezist foarte bine cu orul de 50 în V2, pentru că încă nu m-am încălzit, ca să zic așa, și nici nu am iteme PVM. În afară de RIB, nu am nimic. Să zicem și mistrețul, nu am nimic PVM pe mine. Așa că o să dureze ceva să fac level 55. Mă rog, voi să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să... Să fac mai multe episoade sau mai puține în V2. Bine, eu o să fac cam aceeași perioadă, de la level 50 până la 55, dar să-mi spuneți voi cât vreți să filmez. Că vreți să filmez mai mult sau mai puțin. Și că tot veni vorba de comentarii, vreau să clarific o idee de la ultimul videoclip, cel cu fuziunea. Eu am spus că din punctul meu de vedere, deci din punctul de vedere al unui fost jucător de pe Leonis, fuziunea este... mană cerească, ca să zic așa, deci foarte, foarte binevenită. Deci, accentuez din punctul de vedere al unui jucător venit de pe Leonis. Pentru cei de pe Virgo, probabil nu este o schimbare atât de mare, pentru că deja serverul era populat, erau iteme frumoase cât de cât la ei pe server și... na, pot spune că ei au venit cu ce era mai frumos pe acest server Polaris, pentru că Leonisul nu mai avea aceeași populație ca înainte, nu mai puteai nici să-ți faci cont și... e cam stricat din calitatea pe care o avea odată. Deci n-am spus niciodată că vorbesc la modul general, din numele tuturor playerilor de pe Polaris. Nu mi-aș permite asta pentru că nu cunosc toate părerile lor. Am spus doar din punctul meu de vedere. Poate am greșit când am spus că din punctul nostru sau ceva gen, dar mă refeream la... știți, sunt obișnuit cu chestia aia de YouTuber, să zic, în loc de eu noi. Pentru că în ultima vreme chiar m-am uitat la destule videoclipuri pe YouTube și am rămas și eu cu tipul ăsta, cu tipul unor YouTuber, să zic că noi în loc de eu. Dacă am făcut greșeala asta, de să știți și voi că mă refeream strict la părerea mea, la mine și doar atât. În acest episod aș vrea să mai clarific câteva întrebări care voi le-aș generaliza, ca să zic așa, deci foarte despuse. Cum fac eu Young? Eu am mai explicat asta într-un videoclip anterior, dar nu aveam același număr de abonați, așa că am decis să mai abordez o dată acest subiect. Deci, după cum am spus și atunci, nu există o rețetă clară de făcut Young. Poți face Young și din donatul lui de pe jos, dacă știi cum să o faci. Deci, nu există o rețetă clară și dacă mă întrebați pe mine cum fac Young, eu fac Young mai mult din farmat și din comerț. Să vă dau un exemplu cu comerțul, chiar ieri am găsit un scut vultur 20 diavol 8 tărie, 20 diavol 6 tărie imun, la 400 de milioane. L-am văzut, mi s-a părut ieftin, l-am cumpărat, l-am pus în shop și am primit până acum o ofertă de 700 de milioane. Vreau să scot 750 pe el pentru că vreau să-mi achiziționez un item
că vă las să fie o surpriză pentru voi, nu vă spun ce item vreau să-mi achiziționez. În orice caz, acel item o să fie mai mult pentru orul de 50, pentru că vreau să-l dezvolt. Deci, cum îmi spunea cineva pe Skype, nu o să folosesc itemele pe care mi le-a dat acel băiat, nu o să le folosesc în dezvoltarea contului meu de 26, o să le folosesc pe toate în dezvoltarea contului de 50, ba chiar am mai investit bani pe care i-am făcut cu caracterul de 26 în caracterul de 50. În ceva iteme. Bine, mare lucru n-am reușit să iau, dar zic eu că cât de cât contează. E ceva în plus față de ce avea înainte acest cont. O altă întrebare foarte des pusă mie ar fi dacă vă dau Young sau dacă vă cresc. Deci, nici așa nu prea am timp să mă joc eu destul pe cât aș vrea, mai ales cu fuziunea, chiar aș vrea să mă joc metin mai mult. Mă rog, chiar bine, nu mai mult, pentru că în ultima perioadă chiar am stat exagerat de mult pe metin, dar bine. Veneam și după o perioadă ceva mai monotonă, ceva mai plictisit. Acum că a venit fuzionarea, am avut ceva chef mai mult, mai ales când am văzut ce iteme sunt în shop-uri. Am zis că poate reușesc să-mi fac și eu ceva iteme frumoase. Deci, după cum spuneam, Young nu pot să vă dau, pentru că gândiți-vă dacă v-aș da tuturor celor care îmi cereți unde aș ajunge. Și clar nu pot să vă dau, dar cu crescutul chiar nu am cum. V-am spus lipsă de timp și, na, intervin mai multe criterii. Când intru pe metin, vreau să duc să-mi dezvolt caracterele mele, nu pot să vă ajut și pe voi. Dacă îmi cereți un sfat sau un preț sau ceva, cu cea mai mare plăcere, dar nu pot să vă cresc sau să vă dau Young. Ca să știți să nu mai întrebați pe viitor, pentru că deja primesc, nu chiar 10, dar primesc destul de multe PM-uri de genul ăsta. Deci cam asta am vrut să vă spun în videoclipul acesta. Deci o să mai urmeze videoclipuri cu orul de 51 pe 2. Imediat o să fac 52. Sper să vă placă și să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre genul ăsta de videoclipuri. Și după cum v-am spus mai devreme, să-mi lăsați părerea voastră despre fuziune și să vă legați mai mult de piață. Ce părere aveți de prețuri, de cum s-au format prețurile. Dacă puteți să discutați și despre alte servere, cum sunt piețele și cum de pe ce server a influențat mai mult prețurile. De exemplu, la noi pe Polaris, Virgo a influențat mai mult prețurile pentru că ei aveau iteme mai frumoase decât noi și au influențat mai mult prețurile decât Leonisul. Adică au împrumutat o mare parte din prețurile de pe Virgo. Cel puțin așa mi se pare mie. Bine, după cum am spus și în video trecut, încă se tatonează terenul, încă nu sunt prețuri fixe cam la toate itemele, dar viitorul apropiat cu siguranță o să se fixeze și trebuie să stați pe fază pentru că o să fie ceva iteme chiar frumoase și dacă le puneți mai ales și la un preț mai mic, perfect. Deci eu am fost AdioG. Să-mi lăsați în comentarii cam câte videoclipuri ați vrea voi din această miniserie, totuși să țineți cont că pot să filmez doar până la level 55. Deci, cam asta am avut să vă zic, până data viitoare, multă baftă!